Mai departe este cealaltă întrebare. Privire la alimentarea gratuită copiilor din familii social vulnerabile. La vot. Nu s-a cereri, s-o mai duc cereri. Grădinița numărul 1, 29 de cereri. Grădinița numărul 2, 10 cereri. Grădinița numărul 3, 10. Și grădinița numărul 4, 29. La vot, cine este pentru? Unanim. Așa. Cu privire la chiria manualelor, aici, în afară de ce scris la dumneavoastră 16 elevi la liceu teoretic, suma de 1059 de lei, fiindcă în sumă trebuie să fie. La liceu olimp, 16 elevi, suma 1059 lei, liceu teoretic costă 27 lei, suma 1596,50, gimnaziu costă 30 elevi, în sumă de 1239,15. Suma totală? Suma totală o să fie 3.835 de lei. Dar păi studentarul tot pe la anul. La chiria e chirită, da. Chirie la chiria mai mare. Mai este cine este... Voi am locare sume de bani cu privire cu... pentru chiria manualului pentru copii, rog să votați. Votați pe urmă, ați dat pentru chiria. Așa. Mai departe merge vorba de fondul de școlarizare. La fiecare instituție este planificat fondul de școlarizare. La gimnaziu 20 de elevi, la liceu teoretic 32 elevi, la liceu olimp 17 elevi. Aici eu a fost... Eu cer o informație de acțioare. Da, stimați consilieri, fondul de școlarizare, asta este un procent din fondul de școlarizare fiecare instituție. La noi 18.000, la deși poate fi mai puțin și la gimnaziu încă și mai puțin. În schimb, se folosește odată în an, la început de an școlar. În chestii fondul școlarizare, se trebuie anul financiar. Eu nu știu, vin o propunere pentru copiii aceștia din clasa 18.000, le dăm atât pe 3-400 de lei. Cum să vedem? Pe an? Da. Acum să vedem dacă dumneavoastră sunteți la noi la finanțare, pe el la finanțare. Nu, el dacă e din... Fondul ăsta e din... Aici 18.000 de anul financiar, 2012. Asta e. Noi nu cerem de ceva. 2020 este hotărâre. Da, asta e. Și este de la început de an, școlar suntem. Dar nu s-o hotărâre de anul, prin budget anul 2020 și bugetul... Păi, bune, bugetul școlarizare, când se începea ca la sfârșit, când vine anul școlar la 1 septembrie, nu ai o dată folosând. Folosând când ajutăm copiii ăștia. Și el s-o spune că aici 18 și el scheltuiesc nimic dintre ei. Și noi propunem pentru copiii, nu pentru noi. Da, dar eu am văzut că el doar a trecut prin ședința Consiliului, nu? Sau cum iară la 1 septembrie? El când se formează bugetul, este scris controlul așa, și așa mai multe bani. Bugetul informat de anul trecut pentru anul ăsta. Și el este. Da, dar să vedem la copilul. Dar asta e o lucrare de bani. Adică când se alocă, acolo este planificat, dar când se alocă, se pune suma. Cât se alocă la un elev. De atât că-i propun, dacă e în comisie de finanță. Acolo să stabilească că e la lucrare, că e la nu știu. Păi nu, 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 ce spun la vă? Suma de 400 de lei. Inclusiv și... Nu, aia asta care poate din celălalt sau votat. Suma pentru un elev. Suma pentru un elev. Care-i propunerea? Votați că eu am propus 16 elevi, că atâți au fost, sau 17 elevi, și propun 3-4 de elevi. Și așa rămân în bău 40% din propusere. Asta am dat decizia noastră. Eu am propus 400 de elevi. Am propus 400 de elevi. 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 400
Dar nu vă dictează, nu vă dictează, nici în Busuioc nu votează, votează Consiliul. Vă rog, dați-mi școală și să ne scrie Busuioc acolo. Bine, bine, bine. Un la vot 400 de lei de alocat pentru fiecare elev din familie din fondul de popularizare conform listelor prezentate de director. Da. Vreau să votați. Care sumă? Una e. 400. 400. 500.